Revenind la întrebarea dumneavoastră în sensul de anul 1989, întărind ceea ce spunea domn profesor, discuția este amplă. Eu aș vedea un, două perspective și din nou am să mă leg de ceea ce explica domnia sa. Pe de o parte, în anul 1989 erau niște nemulțumiri absolut întemeiate. Ele erau într-o măsură foarte, foarte mare, de sorginte economică, de natură economică. Cine spune că în mod real libertatea, nevoia de libertate, de democrație era o miză, nu a spune că se înșală, dar a spune că nu deține adevărul complet. Și am să vă spun și de ce. Eu acum lucrez, chiar astăzi am avut o susținere de natură parțială pentru un proiect de cercetare doctorală pe zona populismului. Și fac o analiză a acestui curent de gândire, dificil să definim drept ideologie, încă de la începutul secolului XIX până astăzi, în spațiul românesc. Și Germania este exact opusul României. Este ce se întâmplă atunci când există cineva care te ridică de pe zi pe alta artificial la nivelul vestului, fără ca tu să ai capabilitățile de a susține acest nivel de trai. Pentru că Kohl, așa cum ați spus, practic de pe zi pe alta a transformat veniturile est-germanilor, redegiștilor din mărci Ostmark, nu? În Deutschmark. Da. Și atunci, evident, practic, efectul secundar a fost că toată economia lor, toată industria lor, așa cum era bună rea, a devenit absolut necompetitivă, pentru că nu puteau susține la nivelul de producție din, totuși era un stat estic, nu puteau susține salarii ca în vest. Și toată industria est-germană s-a închis. Din aceste motive, noi, din păcate, ne-am închis-o singur, fără să ne oblige nimeni. În anii 90, practic, tot ce era bun și se putea salva și poate moderniza în industria românească, a fost distrus, după cum bine știm, în mormanul de fier vechi. Un morman de fier vechi în deceniul pierdut al României, de pe urma căruia cu greu ne-am revenit și a cărui povară, sincer, cred că există generații care încă o poartă, au fost multe destine care, după cumpliții anii 80, au fost aruncate în haos și au pierdut oportunitatea de a se dezvolta în anii 90. Deci atunci când vorbim de o radiografie a acestor trei decenii care au avut loc, care s-au petrecut de la Revoluție, trebuie să începem cu această recunoaștere a acestui deceniu pierdut.